Recepția lucrărilor la blocul operator al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a avut loc astăzi în prezența conducerii Consiliului Județean și a unității medicale. Potrivit managerului spitalului, dr. Mihai Petre, reabilitarea celor 4 săli de operație a fost făcută în baza unei investiții finanțate de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean. Reabilitarea a fost făcută total la capitolul locație în întregime și au mai fost achiziționate în plus mesele de operație, consolele fixe, consolele multifuncționale mobile și lămpile șialitice. Valoarea investiției se ridică la 800.000 de euro. Potrivit președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu, reabilitarea sălilor de operație a fost inclusă într-unul dintre primele proiecte ce au vizat Spitalul Județean de Urgență. Săli de operație moderne cu o parte dintre dotări, pentru că mai sunt multe de achiziționat, dar o schimbare foarte, foarte consistentă. Mi-aduc aminte de cum arăta la început, cu faianță căzută de pe pereți, o masă de operație foarte veche, înțeleg că într-una din sălea și căzut în timpul unei operații, o lampă osciloscopică foarte veche, ca în filmul acela american Mesh, din timpul războiului. Acum sunt aceste dotări enumerate la standarde occidentale și cam așa ne dorim să procedăm ca nivel la toate investițiile pe care le avem în derulare sau în pregătire pentru Spitalul Județean.